Sunt foarte bucuroasă, maică. Ce bucurie ai? Gătiți mâncarea. Bucuria de a găti împreună. Și mâncarea mea preferată. Spanacul e mâncarea ta preferată. Să vă spun de ce. Toată copilăria m-am ferit de spanac. Și asta pentru că gustam spanacul de aici, de la noi, clasic. Asta până când am gustat această rețetă. Și așa a devenit mâncarea mea preferată. În general, copiii fug de spanac. De regulă, ei nu sunt obișnuiți, dar cu timpul ajung să înțeleagă cât este de gustos spanacul și asociat cu anumite alimente, cum ar fi, de exemplu, brânza, măslinele sau chiar tofu. Și ei refuză gustul spanacului, neștiind cum este gustul lui, până când mănâncă prima dată. Și după ce dau de gustul lui, îl acceptă. Fie cu ochiuri sau cu, cum a zis, cu brânză. Ce este special la această rețetă? Diferența între rețeta românească și cea grecească e că noi în România îl gătim cu usturoi, spanacul, iar în Grecia se folosește uleiul de măsline și la final zeamă de lămâie și pe lângă spanac se poate pune și un pic de brânză feta. Cred că acest detaliu face diferența, face diferența în rețetă. Dar, bineînțeles, spanacul se poate găsi în mai multe feluri. În special, prin mănăstiri găsim foarte multă mâncare de spanac. Și eu am găsit rețeta asta în timp ce mergeam în pelerinaje. Am gustat-o și mi-a plăcut tare mult. Vom pune uleiul de măsline și vom adăuga ceapa. Vom lăsa ceapa lăcălit câteva minute. Vom pune un pic de sare lăcălit. Vom adăuga și puțin piper. Și vom amesteca să nu se ardă ceapa. Să acăli ceapa foarte bine și o să adăugăm sosul de roșii. Vara, foarte gustoase, sunt roșiile proaspete. Așa este. Date părăzătoare. Putem folosi și roșii proaspete date părăzătoare, dar acum la îndemână ne-a fost acest sos de roșii foarte gustos. Să punem spanacul pe care îl vom pune rupt, cu mâna așa. Și aceasta este o diferență între aceste două rețete. Acest spanac nu se opărește înainte, doar se pune crud. Și nici nu se toacă foarte mărunt. Nu, nu, nu. Mâncarea aceasta merge foarte bine cu brânză. În Grecia se folosește foarte mult feta. E brânza lor tradițională, o brânză făcută din lapte de capră. Foarte gustoasă. Vom adăuga mărarul. Așa. Și ales între timp, te rog să pregătești brânza, feta. Așa cere rețeta grecească. Cu ce putem înlocui în România? În România putem înlocui cu telemea. Brânza feta se poate înlocui cu telemea. Telemea de capră, de... Telemea de capră, de oaie, de vacă. Fiecare după gust. Cum dorește fiecare. S-a încorporat și mărarul și o să adăugăm orezul în cuiburi mici. Orezul îl vom lăsa să fiarbă așa în cuiburi aproximativ 20 de minute la foc potrivit. Fără să amestecăm. Brânza e condimentată cu ulei de măsline, oregano și o roșie.
cred că a trecut 20 minute. O să verific puțin să văd dacă e gata spanacul. Și dacă eu... vrei să verifici brânza, dacă cu gata. Brânza. O să adaug zeama de la lămâie. Să mai mestec puțin și spanacul este gata. Cum stai cu brânza, Alice? Și brânza este gata, arată foarte bine. Această mâncare se poate servi în două moduri, fie de post cu măsline sau de fruct cu brânză feta. Sau cum am mai zis, în România se poate servi cu telemea de vacă, oaie, capră. Maică, mulțumesc din suflet că mi-ați adus grecii acasă. Cu mare drag, sper să vă placă mâncarea. Mulțumim. Foarte bun. Fere. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.